Bine v-am regăsit, dragilor, la un nou episod dintr-un podcast la alt nivel, ca de obicei alături de prietenii de la MaxBet. Astăzi stăm de vorbă cu un simbol al Giuleștiului, campion cu Rapid, campion în Turcia cu Beşiktaş, iar actualmente selecționer al selecționatei U20, dar am auzit eu așa o vrăbiuță care mi-a spus că va deveni în curând selecționer al Naționalei de Tineret. Daniel Pancu, te salut, mulțumesc mult că ai venit. Mare plăcere. În primul rând, zi-mi așa, cum te-ai obișnuit cu trecerea de la antrenor de club la selecționer? Că e complicat, adică mulți antrenori spun că e complicată trecerea până când te înveți așa cum e situația. E complicat, o altă meserie, cu totul altă meserie. Există antrenor la echipă de club și există selecționer. Sincer, nu mă așteptam să-mi placă și partea asta atât de mult, pentru că m-am obișnuit foarte repede. În primul rând, urmărești foarte mulți jucători, toată baza de jucători tineri. Ajungi să-i cunoști pe unii, ajungi să-i selecționezi pentru jocuri, lucruri care cu siguranță mă vor ajuta când voi trece din nou la munca zi de zi, la antrenor de club. Da, cel mai greu lucru ăsta este că în calitate de antrenor de club ești acolo angajat 24 de ore pe zi. Adică exact, 24 din 24, cu siguranță. Nu, că pleci acasă. Nu, nu există. Nu, dar acasă tot fotbal faci. Nu. Corect. Da. Ca selecționer ai și tu timp să mai stai. Te mai duci două zile într-o vacanță. Într-adevăr, mai cafeluța în oraș. Într-adevăr, da. Ai timp, cel puțin ai luni, marți, ieși la federație să faci analiza pe săptămânii trecute, după care cel puțin zilele de miercuri și de joi mai tot timpul le ai libere, după care urmează weekendul. Uite, și aici un dezavantaj, pentru că oricât ai încercat în weekend, ești ocupat tot timpul. Da, pentru că sunt foarte multe jocuri de urmărit. Așa ca chestia asta, domnule, antrenezi indiferent că e U20, U21, Naționala Mare, până la urmă România, știi? Da. Cum e presiune? Bă, eu n-am avut presiune decât nu pot să spui eu, totuși o competiție amicală, chiar dacă se numește Elite League, chiar dacă joci cu cele mai bune echipe din Europa, o competiție amicală rămâne o competiție amicală. Sigur că nu poți să te prezinți să faci doar simplu act de prezență. Noi am tratat jocurile și adversarii noștri ca și cum ar fi fost oficiale. Sigur, știți foarte bine că la U20 o situație mai delicată, să-i spun așa, pentru că prima dată selecția o fac cei de la U21, după care cei de la U19 și jucătorii care rămân. Ce-ți rămân la U20. Nu avem o bază foarte mare de selecție, plus că sunt foarte mulți jucători de la ligile inferioare, iar adversarii sunt unii, într-adevăr, de top în Europa. Vii la U21, ți s-a propus? Adică e... Da, cu siguranță mi s-a propus. Știu că sunt pe listă, știu că sunt în capul listei, dar nu știu, de pe o zi pe alta aștept și un răspuns. Da, știi cum e asta, nu? Nu vreau să pun presiune pe tine. Ia spune. Vine U21. Da. După care faci ceva pe acolo. Da. Și nu se știe cu Naționala Mare cum e. Stai, oprește-te aici, oprește-te aici. Deocamdată nu sunt nici la U21, iar dacă se va întâmpla, ți-am spus, semnalele sunt foarte bune în sensul ăsta. Obiectivul va fi calificarea la turneul final din Slovacia din 2025. Grupa este una, lăsăm la o parte Elveția, care iarăși cam pleacă la toate nivelele de vârstă favorită. Sperăm să nu mai fie cazul acum. În rest sunt echipe, zic eu, accesibile, o grupă accesibilă cu Finlanda, Muntenegru, Albania și Armenia. Am avut europeanul la București cu o prestație care a supărat pe multă lume. Cum e generația? Cum vezi generația de fotbaliști tineri din România? Păi asta care a trecut, sincer, o așteptam mai mult de la ei, pentru că sunt jucători care joacă majoritatea în play-off, titulari la echipele din play-off-ul din campionatul de Superligii din România. Doar că acest campionat european ne-a arătat cumva că există încă o diferență destul de mare între fotbalul din România, din campionatul României, și lucrul ăsta s-a văzut și la nivel de echipe de club în cupele europene. Încă e o diferență, în primul rând, al intensității, spun eu, al duelului. Undeva avem un decalaj fizic, părerea mea. Și o ultimă chestiune despre europeanul ăsta. E o nelămurire pe care am avut-o eu urmărind meciurile și făcând emisiunile de după. Toți tricolorii, vorba de presiune. Mm-hmm.
Acum, ok, înțeleg, presiunea e la orice meci, dar când joci acasă, e un european, iar pentru tine ca fotbalist la o națională de tineret, obiectivul principal nu e să câștigi europeanul, corect? Adică... Ba da, poți să ți-l propui. Cum? Poți să ți-l propui. Se poate întâmpla. Până dar la urmă, nu era presiunea lui... asta. Bă, nene, noi jucăm acasă, trebuie să câștigăm europeanul. Să joci fotbal, să fii relaxat, să arăți ce știi, ca să prinzi un contract. Pentru că aici, la astfel de competiții, cei mai mulți fotbaliști explodează. Exact, dacă pot și exploda. Se și transferă mulți. De la... Exact. De ce presiunea asta? De ce crisparea asta? Că nu era vorba de presiune, vedeai crispare pe teren la ei. Nu pot să-mi explic. Eu am stat 3 săptămâni în mijlocul lor, zi de zi cu ei, chiar dacă implicarea mea a fost una minimă, nici măcar minimă, pentru că eu aveam un contract să fiu alături de Emil la acest turneu final, doar că fiind antrenor... Pe bancă, ar fi trebuit să stai pe bancă. Fiind antrenor principal, nu, pentru că și pe bancă, până la urmă, el avea stafful lui, eu... ce puteam vedea din tribună, dar doar că lucrurile care le vedeam eu din tribună le vedeau și ei de pe bancă. Deci spun că nu am fost implicat, să spun, real în decizii, dar am participat alături de ei la antrenamente și... Păi ai fost și în antrenamentul din Italia, nu? Da, sigur, și în Italia și în fiecare zi la Mogoșoaia. Lucrurile care le-am observat după câteva zile, de fapt le-am observat cu toții, că undeva la spirit, la unitatea grupului, poate un lider. Eu am stat cu ei 3 săptămâni și nu știu cine e liderul lor. Nu știu liderul generației trecute. Se vorbea de Screciu când a venit de la echipa mare, capitanul echipei, dar să știi că e o mare problemă de mulți ani, pentru că fotbalul românesc duce lipsă de lideri. Și la echipa mare. Și la echipa mare, nu. Sunt mulți ani. Într-adevăr, la nivel de motivație, entuziasm, plăcere, bucurie, am suferit mult de tot. Mult. Și ați văzut cu toții lucrurile astea, se vedeau clar. Deși trebuie să fie nu o presiune, o mare bucurie pentru că joci acasă, până la urmă vin asta zeci de mii de oameni care te împing de la spate, care nu au așteptări foarte mari, pentru că diferența pe hârtie, să fim serioși, între România, Spania și România, Ucraina, toții că poate sunt, o surpriză sau o minune, nu, ne poate... dar la fel au fost și în 2019 cu generația lui Mirel Rădoi, aceeași diferență a fost și atunci, dar s-a putut, pentru că au avut spirit, au fost uniți și au avut lideri. Plus, probabil și puțină valoare în plus. Cum a fost petrecerea Rapidului de 100 de ani? Nu am fost. N-ai fost? Nu am fost pentru că veneam după două înfrângeri, eram eliminat deja de la Euro. Stai că am fost Euro. Exact. Da. Nu, eu eram liber în după amiaza aia, doar că am stat, mă îmbrăcam, mă dezbrăcam, mă îmbrăcam, mă dezbrăcam, să merg, să nu merg. Până la urmă am luat decizia să nu merg, cu toate că a fost greu de luat. Totuși România era descalificată de la Euro, dintr-un mediu al tristeții, să spun așa, al dezamăgirii, treceam la unul al bucuriei extreme și am preferat, chiar dacă încă n-am apucat să încerc scuze suporterilor, o să o fac în prima și aici, la tine și în prima apariție televizată și cred că a fost decizia mai bună. Și vreau să te întreb și de telenovela asta cu noul antrenor al Rapidului. Apropo, te-ai fi așteptat ca Mutu să plece? Nu. S-a zvonit că și numele tău ar fi fost propus pe banca tehnică a Rapidului, da, după ce a plecat el, nu? Da. Dar ai avut vreo discuție? Da, am fost sunat de președintele, de Daniel Nicolae, doar că în 10 secunde i-am spus că obiectivele mele sunt, în primul rând, să obțin licența asta pro, după care alerg de câțiva ani buni de zile, pentru că eu cu licența pot să antrenez și U20 și U21 fără niciun fel de problemă, sunt în regulă. Nu vreau să mai fiu trecut iarăși antrenor secund la nicio echipă, plus... S-ar putea ca într-un moment de presiune eu să fiu nevoit să merg 2-3 zile la școală pe săptămână și iarăși lucrurile n-ar fi în regulă. Deci obiectivul meu principal este obținerea licenței pro, unde am început cursurile de 2 săptămâni, următorul modul e acum pe 30 iulie. Să antrenez în continuare o echipă națională, pentru că sunt în federație și lucrurile sunt mult mai ușor de făcut pentru mine, după care pe viitor, cu mare plăcere și sunt convins că într-o zi mă voi întoarce și pe bancă. Și cum ți-a picat ție toată discuția asta cu suporterii care l-au vrut pe Șumi, conducerea care a avut alt antrenor? Adică, nu știu, tu dacă erai președinte, puneai pe Șumudică, de exemplu, antrenor? Foarte urât s-a văzut din afară, în primul rând. Foarte urât. Eu cunoscând
mai puțin domnul Șucu, dar care s-a implicat mai puțin, pe restul îi cunosc foarte bine. Pe suporteri îi cunosc foarte bine, Nicolae Angelescu îi cunosc foarte bine și Mudică îl cunosc foarte bine. Ar fi trebuit să fie mult mai atenți la tot ce înseamnă Rapid, clubul, imaginea, pentru că e Rapid într-un moment frumos acum și într-un moment frumos de vreo 3-4 sezoane. De fapt, de la Liga 4, ce, din 2017 noi la Rapid, da, excepția anul în care n-am promovat, tot pe trend ascendent. Acum, din câte știu, lucrurile s-au liniștit, dar puteau duce iarăși clubul pe o pantă descendentă, cel puțin la nivel de imagine, la nivel de atmosferă internă, pentru că rapidiștii au un talent așa, parte de a nu fi destabilizați din exterior, ci mai mult din interior. Deci episodul a fost foarte urât, au fost câteva zile foarte urâte, dar mă bucur că până la urmă lucrurile s-au liniștit. Cristiano Bergod este un antrenor extraordinar pentru că am lucrat cu el. Rapid avea nevoie, dacă nu l-au ales pe Șumudică, de un antrenor cu experiența lui, pentru că este un moment foarte greu, pentru că începe campionatul, nu ai, chiar dacă el cunoaște foarte bine jucătorii din campionatul României, nu e ușor pentru un antrenor tânăr, de exemplu, dacă ar fi fost să fie vorba despre mine, nu ar fi fost, lucrurile ar fi fost complicate și cu siguranță aș fi refuzat în acest moment să... Și dacă aveai licența pro, ai fi refuzat, măcar tehnica Rapidului, în acest moment, da. De ce? Moment, da. Pentru că nu e un moment pentru... La mine lumea nu că a considerat un eșec prima aventură, dar nici o mare reușită. Pentru că până la urmă am fost demis când eram la două puncte de obiectiv de promovare, nu știu dacă a fost greșeală, nu a fost greșeală. Echipa era la un nivel foarte bun din punct de vedere al jocului, doar că mingea nu intra în poartă și sunt astfel de momente. Eu vreau ca următoarea mea... următorul meu, cum să-i spun, următoarea provocare la Rapid să fie una la sigur, adică la siguranță, să fac pregătirea cu echipa, să-mi aleg jucătorii, să-mi aleg stafful pentru a ataca obiectivul pe care mi-l doresc și eu foarte mult, câștigarea campionatului. Dar e mult mai greu pentru un simbol fost ca jucător să vină să preia banca tehnică? La Rapid e foarte greu, pentru că e o presiune în plus. E suplimentară. Cu toate că ești de acolo, de al casei, ai trăit multe împreună cu ei, ai făcut performanță împreună cu ei, mi se pare că suntem tratați diferit față de ceilalți care vin din exterior. Decât suporteri, da, decât suporteri, da. Da, ciudat. Hai să ne ducem la perioada de jucători. Cum a fost primul impact când ai venit la Rapid? Tu veni de la Iași, adică... Da. Nu știu, diferență uriașă, da. Și între orașe, da. Că vin capitală. Da, tot din altă capitală veneam și eu, că da, nu veneam corect, de la Vaslui, adică veneam de la Iași. Da, e un oraș important al țării, dar cred că e o mare diferență, nu? Da. Plus că fotbalistic nu mai vorbim de diferență, de colegi, de tribune și așa mai departe. Cum ți-a fost impactul? Jucasem la Lotul Național de Juniori de la 14 ani, adică nu eram străin, pentru că și convocările le aveam la federație, la vechiul sediu acolo în spate, la hotel, la parc, sau turiști ce erau acolo. Traseul meu de cum ajungeam în Gara de Nord era cumva legat de Giulești, pentru că îl vedeam tot timpul cu tramvaiul 41, dar nu mai țin minte acum cu metrou, nu, mergeam cu metrou, Gara de Nord, Crângaș, și de la Crângaș luam 41 până la rond aici la Casa Scânteii, da, ăsta era traseul. Deci eu practic vedeam Giuleștiul, singurul stadion din București pe care îl vedeam era Giuleștiul la fiecare convocare, așa a fost un semn al destinului. Cum să fie, am jucat, de fapt eu jucasem în vară, pentru că eu am venit la sfârșitul octombrie, în noiembrie am debutat pentru Rapid, mi se pare că pe 1 noiembrie. Un fel la jumatea campionatului, nu? Ceva de da, genul? La jumatea turului. La jumătatea turului, încă nu era pauza de iarnă, am prins câteva etape, am dat și goluri. Și am fost la Steaua în vară. Deci când înainte să ajungi la Rapid, ai fost la Steaua. Da. Cât ai stat la Steaua? O săptămână. O săptămână, două jocuri la Cupa Ligii cu Dinamo și cu FC Brașov, cred că am jucat. Și de ce n-ai rămas la Steaua? 110.000 era ultimul preț al pe care trebuia să plătească Steaua. Nu, vreau ei, iar Poliaș cerea 150.000. Și după două luni... pentru 40.000? Pentru 40.000, în condițiile în care au plătit 300.000 pentru Denis Șerban și 200 și ceva de mii pe Narcis Săducan sau pe Augustin Călin sau pe nu știu mai care, sau că a venit și Ciocoiu. Era voia, spune-o cine a venit, Denis Șerban, Augustin Călin, Ciocoiu,
Narcis Răducan. Era Piții? Antrenor, cine era? Nea Țiți Dumitriu cu Nea Mihai Stoichiță. Ei erau antrenorii. Da. Și deci pentru 40.000 de dolari, nu știu care a fost motivul, pentru că eu mi-aduc aminte că m-am mișcat bine, adică nu în meciurile alea. Da, adică ai fi semnat, nu cred că erau... Da, care era pentru mine? Păi jucam în Champions League la cât? La 19 ani sau cât aveam atunci? Era 96. Perioada aia când Steaua câștigat titlurile pe bandă rulantă. Și jucam în Champions League da, atunci, da, 96. Da. Și tu, am văzut o declarație de-a ta, de mic dinamovist? De mic dinamovist, deci am fost la Steaua și am fost la Rapid. Da. Tu de mic dinamovist? Da. La 40.000 de dolari, cred că erau dolari. Dinamovist din ala rău, da. Da, rău, da. La 40.000 de dolari să semnezi cu Steaua. Da, și am ajuns la destinul, am ajuns la Rapid. Dar ce era în vestiarul Stelei atunci? Era lider, era Lăcătuș, nu? Păi da, dar nu erau, că ei veneau doar... bine, Lăcă venea în fiecare dimineață, pentru că probabil nu era plecat în vacanță. Didi Prodan, Dumnezeu să-l odihnească, stătea la Haiducului exact cameră în față. Am mai văzut ceva, cred că Gâlcă, Adrian Ilie, cred că mai veneau pe la... au fost la jocuri doar atât. Dar noi ne antrenam, noi ăștia care eram din provincie la selecție, cum să spunem, probabil a fost un trial, așa se proceda, iar ei, jucătorii de bază, erau în vacanță. Și ai fost supărat că n-ai semnat? Adică, nu știu. Nu mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte că doar că mi-a plăcut foarte mult. Dar la salariu te înțelesesei? Da, salariile erau la toți la fel. Erau câteva mii de euro, dacă erau, nu știu. În schimb, la Steaua erau foarte mari primele, că de asta mi-au spus. Nu plătim, dar dădeau procent din vânzare, plus că aveai salariul de bază, dar erau, pardon, primele foarte mari. Bun, și ajungi la Rapid, da? Ușor, ușor te impui și apoi, când ai ajuns, tu nu era Mircea Lucescu, nu? Nu. Și vine Nea Mircea. 97 a venit Nea Mircea, dar oricum primul an a fost greu. Nealiță Dumitru în turul campionatului antrenor a fost schimbat în... Nu, campionatul l-am făcut tot cu dânsul după câteva etape. A venit Nea Naie, Dumnezeu să-l odihnească, și am avut două meciuri, unul la Galați și unul acasă cu FC Argeș. Dacă le-am fi pierdut, intram bine de tot la retrogradare. Da, bine de tot. Până la urmă le-am câștigat pe ambele și încă un joc cu Craiova, am fost liniștit și cred că am terminat pe 8 sau 9 campionatul ăla. După care, bine, în iar veniseră Inci, Lobonț a venit în... Nu, Lobonț a venit în vară, era Zeno Bundea. Șumin, era Șumudică. Șumudică era împrumutat la Sport, ne-a și dat gol atunci. Ne-a dat gol Șumudică, dar cred că am făcut 1-1 cu Sportul, a dat un gol din lovitură liberă la poarta asta de la tunel. Ei, și când a venit Mircea Lucescu și am văzut, toți eram jucători de echipa națională de tineret, și Enci, și Lobonț, și eu, a venit Nea Mircea, rednic lupul Sabo, mi-am dat seama că, de fapt, cred că ei... de vreo jumătate de an înainte o aveau pregătită și făceau transferurile. Deci Steaua n-a plătit banii, la două luni a venit Rapid, m-a trezit cu un telefon de la domnul Sichitiu, suntem așa, 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 noi ne-am înțeles cu clubul, plătim ce vrea clubul, tu dacă ai fi dispus, cum să nu, cum se poate așa ceva. Am mai jucat două etape la ea și am venit în Giulești. Cum e pentru un fotbalist de cât, 19-20 de ani, da, să fie pregătit de Mircea Lucescu? Ceva fantastic, un antrenor. Bine, oricum e antrenorul care a câștigat două campionate, deci nu aș putea să pun pe altcineva pe locul 1, indiferent cât de valoros ar fi, dar am avut mulți antrenori în carieră, dar cineva mai preocupat și mai bun pentru tinerii jucători nu am cunoscut, cel puțin eu personal nu. Pentru că nu e vorba doar de mișcarea din teren, de tehnic, de tactic, de mental, de tot ce vrei tu, e cum te pregătește pentru viață și toate sfaturile pe care ți le dă, și îți dai seama peste ani de zile că tot ce spunea el avea dreptate. Discutând cu mulți dintre foștii fotbaliști antrenați de Mircea Lucescu, exact asta afli de la ei. Nu neapărat
fotbalistic. Și fotbalistic e imens, dar avea totul ăsta, pentru că ne vorbea tot timpul de educație, ne vorbea de cultură, ne vorbea de familie, de multe alte lucruri, de educație financiară, de absolut tot. Te certa? Oh! Da. Da, am avut și câteva episoade, aruncat și cu o gheată după mine pe aici, pe la ureche, la un meci de cupă. Tu și da. Beckham. Da, 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 așa a fost cu Beckham, cu Sir Alex. Da, da. Au fost, au da, fost momente. La pauză se întâmpla? La pauză, da. Dar ce fuc? Pe teren nu mă prind. Păi eu am scăpat singur cu portarul de la jumate cumva. Am făcut niște fițe din alea de ale mele, până la urmă am vrut să-i dau, să-l culc, să-i dau scăriță. Și aveam și crampoanele mari, am dat mingea direct în brațe, îți dai seama. Era 1-0 pentru adversar. Până la urmă i-am întors în meciul ăla de cupă. Și ai intrat la vestiar la pauză. Direct la mine, nu era, n-a interesat de nimeni. A luat pe acolo ce a prins, a aruncat. Nu m-a nimerit bine, cred că n-a vrut să mă nimerească. Și au mai fost episoade, nu, n-a fost doar ăla, dar până la urmă au fost toate bune. Pentru că am jucat prima etapă cu Ceahlău acasă, primului meci în Giulești, 0-0 sau 1-1, nu mai știu exact. I s-a părut că am intrat relaxat, că nu m-am pregătit bine la o ședință de antrenament și am stat 10 etape la rând la echipa a doua. Era echipa a doua. Și dădeam 2 goluri, 4 goluri, 3 goluri, 2 goluri, adică eram implicat 100%. Până nu am fost sigur că mi-am revenit, nu m-a chemat la prima echipă. Adică mă antrenam cu ei, dar sâmbătă m-a trimitat la echipa a doua. După care m-a chemat, am bătut pe Cluj cu 2-0. Am dat și unul din cele mai frumoase goluri din carieră, dacă nu cel mai frumos a fost ăla. În 4 ani de zile, 2 la Rapid, 2 la Beşiktaş, am mai fost în finala cupei cu Steaua pierdută la penalturi rezervă și un meci la Beşiktaş, dar aveam venisem de la echipa națională și m-a odihnit pentru că aveam meci de Champions League, ca să-ți dai seama. Deci 10 etape m-a trimis la echipa a doua. M-a verificat din toate punctele de vedere, dacă cedeți, nu cedeți, nu cedeți, nu cedeți și n-am cedat. Am dat goluri în continuu, m-am dus și m-am implicat și după aia 4 ani de zile, 2 jocuri, dar și alea așa. Da, în perioada asta de la echipa a doua, nu știu, ai încercat să vorbești cu el sau nu neapărat să-i ceri socoteala? Înțelegi, cum mai fac fotbaliștii așa? Nu, doar dădeam totul la antrenamente, atât. Absolut totul, pentru că a avut discuții la început cu mine și după aia când mi-a zis înapoi, m-a chemat după un antrenament, mi-aduc aminte și acum, mi-a zis, tu te uiți la tine cum arăți, adică se referea la fizic, tu vezi cum arăți, tu îți bați joc de tine, e posibil așa ceva, vezi că poi mâine joci, hai, ieși afară, atât. Ce? Da. Gata. Și după ai fost titular? Da. Non-stop la 4 ani, da. Acum, tu în calitate de antrenor, gândindu-te la lecțiile pe care le-ai învățat de la Nea Mircea, care ar fi cea mai importantă lecție așa? Hai să luăm două, una de viață și una de fotbal. Sunt atât de multe lucruri pe care pot să le fur. De exemplu, mi-aduc aminte tot timpul că după aia am trăit-o și eu. Ne vorbea de antrenorat, de exemplu, ne spunea prețul succesului. Știți care e prețul succesului? Invidia, spunea, invidia, toată lumea invidioasă pe tine. Știți care e prețul înfrângerii? De unde să știu? Singurătatea face, nu te mai sună nimeni, ești învins, ești înfrânt, trebuie să o iei de la capăt. Și că astea, multe, multe, foarte multe lucruri, foarte multe lucruri de viață. Da, tu ai fost un fotbalist dificil, așa? Dacă te uiți tu, antrenorul Pancu, la fotbalistul Pancu. Aș vrea să am 10. Ca tine, 10, nu? 10, da, 10. 10. Eu mai luam așa pe barătură după meciuri și deveneam incomod pentru orice antrenor, deveneam incomod și m-au amenințat mult și Nea Mircea mă amenințau de nu se poate, doar că etapa viitoare era gol, pasă de gol sau câte două goluri și nu mai se șterg, că până la urmă lucrul cel mai important e ca jucători acolo în antrenament și în meci, restul ce mai faci prin afară, fiecare suntem diferiți, dar când lucrurile stau bine la jocuri se șterg multe. Da, cum gestionea un vestiar? Că mă uitam pe echipa voastră de atunci. Băi, nene, băi. Da, 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 a fost o echipă. Deci tu, Zi, Șumudică, Mircea Rednic, Sabău, Dănuț Lup. Lup, Măldrășanu. Măldrășanu, așa. Radu Niculescu, ai fost Ganea, Barbu. Așa că ți-a avut la un moment dat Stanciu, Mutică, Enci. Atacul ăla, mă uitam pe linia de atac a Rapidului. Când ați câștigat titlul, mi se pare că ați câștigat. Deci Ganea,
Barbu, Șumudică, nu, eu nu am jucat. Eu și campionatul câștigat la Rapid și celălalt la Beşiktaş și am jucat mijlocaș. Multă lume confundă. Da, bine, da, dar știi că pe lot erai trecut ca atacant. Nu, mijlocaș, 5-3-2 în sistemul ăla și am jucat 28 de jocuri, toate titulari, pentru că mai sunt unii care mă treceau în paranteză, rezervă. Chiar și acum la revista asta de centenar eram cumva o rezervă pe la Șumudică, nu știu pe unde, că am și sunat și am zis, nu faceți confuzie, ia uitați-vă câte meciuri am jucat. Și se uită, a jucat 28, ia vezi câte titulari. A, 28. Păi cum să fiu rezervă? Nu, dar Sabo stătea mai mult accidentat, mai era după aia Lupu, se mai accidenta mult, deci jucam, eu am jucat 28 titulari aici, mijlocaș în sistemul cu 3 în stânga și celelalte două locuri erau Lupu, Sabo, Moldărășanu, Sabo, Moldărășanu, Lupu și tot așa. Deci, uite linie de mijloc, plus atacanții care ai spus tu, plus apărarea, plus Lobonț în poartă, în cea mai bună formă a carierei lui, aia era echipă frumoasă. Din păcate, au trebuit să-și recupereze investițiile și domnul Copos și Neamircea la fel și au plecat 5 printre care și eu după ce am câștigat campionatul ăla și a fost foarte greu după să mai revină. Mm. Eu cred că dacă se menținea echipa aia, aveam șanse mari să intrăm în Champions League. Aveam șanse mari. Dar cum a fost titlul ăsta după câți ani? 32 de ani, nu? 67-99. Deci cum a fost perioada aia? Îl pierdusem cu o etapă, cu un an înainte, în ultima etapă la Craiova. În fața Stelei. Da. Mi se pare. Da, 2-2 noi la Craiova, după care am câștigat cupa iarăși după 23 de ani, Cupa României, în 98, tot cu Craiova am jucat la 3 zile. Știi, pe cazul ăla ei jucau, dacă ar fi pierdut cu noi, jucau în cupele europene. Nu au vrut să piardă cu noi sau nu că ar fi fost corect. Dar eu mă întreb și eu acum... Să am cazul ăsta, să fiu antrenorul unei echipe care dacă pierde un meci 100% într-o cupă europeană, nu știu cum aș proceda. Jucătorilor. Nu știu ce aș putea spune jucătorilor. Nu, adică ar fi, nu știu, o soluție să zici, bă, faceți ce... Dar nu poți să le spui la jucători să piardă, îți dai seama că n-ai cum. N-ai cum să-i spui, bă, stăm cu minții azi. N-ai cum, că nu mai ești deja din un jurământ ca la medici și ca la toate astea. Chiar, bă, uite, sper să nu fiu pus în situația asta, pentru că e foarte ciudat. Că da, noi spunem adică că l-am pierdut. Noi am criticat pe cei de la Craiova și am spus, sunteți niște fraieri, niște proști, că, bă, uite, bă, normal așa se face, dar până la urmă te gândești, cine să-i spună? Antrenorul, președintele, cine să-i spună? Cum să-i spună? Să-i spună un jucător să pierdem un meci? N-are cum, dar... Acum ca fotbalist, ca echipă, nu știu, că stai acolo înainte ca să înceapă meciul și vă strângeți la o discuție. Ca fotbalist, faci? Că dacă ar avea toți contracte în continuare, probabil că ar fi ușor, că vorbesc jucătorii între ei. Bă, băieți, ăsta e interesul nostru, vedem ce facem azi, dăm pe lângă poartă, nu știu. Dar tu ca antrenor e foarte greu să spui, e imposibil să spui un jucător să piardă, nu ai cum. Da, oricum e un caz... Da, m-am gândit, sper să nu-l trăiesc, dar m-am gândit, ciudat. Deci îl pierdusem la Craiova, iar ăsta a fost ceva... Dinamo nu ceda sub nicio formă, plus că ne-a bătut în Giuleș 4-1, aia a fost singura înfrângerea noastră în campionat. Am mers după aia cap la cap cu ei, două puncte în continuu, avans, și a venit meciul din Ștefan cel Mare. N-ai dat tu golul de... Ba da, eu cu Fuami, când se ducea 1-0, mingea... 1-0, nu? Da, 1-0, da, da. Și a venit meciul din Ștefan cel Mare, în care ori câștigam, ori Rapid, e foarte posibil să fi rămas doar cu un titlu în 100 de ani. De asta spun tot timpul că ăla, cred eu că e cel mai important gol al Rapidului de după Revoluție. Deci a venit meciul ăsta, un arbitru neamț, Papa era în România în vizită atunci, mi-aduc aminte, Radu Vasile, Dumnezeu să-l odihnească, că a dat o declarație după meci, că dacă Rapid ratează titlul e ca și cum și-a ratat propriul destin. Mi-aduc aminte foarte bine vorbele alea, o căldură, cred că am jucat mai iunie, probabil că era spre finalul campionatului, că mai erau 3-4 etape. Arhi plin stadionul normal, dar e și micuț în Ștefan cel Mare. Mai bun noi per total, dar golul iarăși
vorbim de destin aici, pentru că e cel mai urât gol din viața mea. E cel mai important și cel mai urât. Bă, cred că țin minte, e o deviere ceva, nu, adică o lovești peste așa. O centrare din dreapta, am preluat cu pieptul din unghi și am dat în cap așa o minge trăită și a venit în mână la portar și normal se duce încolo, dar din mână se duce mingea direct în poartă. Cred că e cel mai urât. A, țin minte golul, era, mingea era trecea pe lângă poartă. Paralel. Mingea trecea, da. Paralel, da. Nu pe lângă, paralel. Paralel, da. Cred că e cel mai urât gol al meu. Și cel mai important, probabil. Da, și cel mai important a Rapidului după Revoluție. Și deci le-am luat fața, am trecut la un punct, după care imediat următoarea etapă, ei au făcut egal la Reșița și atunci am știut că suntem campioni. Noi am bătut pe Forestan în Giulești și... Da, ăla e campionatul când s-a întors Mircea Lucescu, da, nu? A fost, da, plecat a fost la Inter, la da, Inter. A venit Neațiții antrenorul în iarnă, am făcut pregătirea cu Neațiții și după 4, 5, 3, 4, nu știu câte a stat Neațiții, Dumitri, unii, da, 4-5 etape, probabil. Da, și știu că s-a întors la Mircea, da. Da, dacă nu s-ar fi întors Lucescu atunci, credeți că ați fi putut să câștigați? Greu de zis. Adică eu țin minte declarațiile de atunci. Ăsta era la motivul după ce ați câștigat titlul. Dacă nu se întorcea la Mircea, nu cred că reușeam. Tot și cu Stanciu și cu Șumudică. Da, da, voi. Da, cum vorbeau, dar nu pot să știi niciodată în fotbal. Cu siguranță șansele erau mai mici. Șansele erau mai mici dacă nu se întorcea. Cum a fost relația ta cu George Copos? Pentru că ai... am încercat să-ți număr anii în Giulești, dar 11-12... Nu știu nici eu, nu. Că au fost așa, adică... Nu știu nici eu, ba jumătate de an, trei... Grosul modul, cam 11-12 ani, să zic așa, rotunjit, da, da. Ai în Giulești ca jucător. Cred că în 6 perioade. Cam așa. Cum a fost relația ta cu George Copos? Pentru că... devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai Rapidului după 90, clar, poate, da, din istorie. Da. Până la... Acum e foarte bună. Acum e foarte bună. Acum când nu mai e nimeni la Rapid. Am avut o divergență și nu a fost corect, pentru că am renunțat iarăși la o groază de bani de la Beşiktaş, pentru că aveam un salariu foarte mare. Am venit pe un salariu undeva la un sfert pentru jumătate de sezon, cred că în 2006 se petrecea lucrul ăsta. Ca la urmă, deci renunțând la 3 sferturi din salariul de la Beşiktaş pentru a lua un sfert la Rapid, din sfertul am atrezit cu jumătate. Aula. Pentru că erau, da, a fost un lucru urât. Erau... nici nu știu cum a semnat contractul cu manageri, cum nu știu că erau, o jumătate erau pe Rapid și o jumătate erau pe o firmă care până la urmă a dat faliment. Deci a fost un lucru foarte urât. Și presupun că te-ai dus să discuți, nu, cu George Copos? Am trecut foarte greu, da, nu, mi-a zis că e Zota, e problema lui Zota, nu e problema lui, pentru că Zota era președintele clubului. Na. Aia a fost explicația atunci, am fost reci o perioadă lungă de timp, chiar dacă evoluția mea n-a fost una, așteptările erau mari de la mine, n-am avut drept de joc în cupele europene pentru că jucasem cu Beşiktaş, deci n-am putut să-i ajut în sfertul cu Steaua, i-am ajutat în campionat pentru că am câștigat cu 2-0 meciul ăla după ce jucaseră ei cu Borov și exact la câteva zile. Păi, dar stai, dar ai jucat în sfertul cu Steaua. Nu, n-am jucat pentru că jucasem cu Beşiktaş, eu n-am avut drept de joc în sfertul Eurofantastic, eu n-am jucat. Într-unul dintre meciuri n-ai jucat? Nu, nu aveam drept de joc. Am venit fără drept de joc. Am înțeles. Deci una peste alta, ăla a fost un episod foarte urât. În rest, relația mea a fost bună, era cum e momentul de față, e foarte bună. Da. Da. Era zgârcit, George Copos? Zgârcit o fi fost, dar dacă a apucat să-ți spună ceva, niciodată n-a spus să spună echipei sau personal cuiva un lucru și să nu se țină de cuvânt. Nu a existat. Era genul de patron care venea în vestiar, discuta cu voi sau l-ai văzut vreodată la pauză în vestiar? La Pro Rapid, când aveam câte un meci important, venea la antrenament și mânca cu noi după aia, cu o seară înainte de meci. Am mai intrat la pauză, să știi, au mai fost episoade la pauză. 2-3 episoade sigur a intrat la pauză. De vreo 2 ori cred că să ne dubleze prima sau ceva de genul ăsta, pentru că eram conduși sau probabil că jucam mai slab. Negativ, nu mi-l aduc aminte. Nu mi-l aduc aminte, dar lua decizii, când lua decizii, la revedere numai. Da? Da.
Cum a fost trecerea la Cezena și de ce ai plecat, apropo? Păi am plecat pentru că Rapid avea nevoie să vândă jucători, Rapid avea nevoie de milioane, pentru că se investise deja și începea să recupereze. Ți-am spus mai devreme, dacă păstram echipa aia din 99 cu încă 2-3 jucători, aveam șanse la Champions League, sunt convins de lucrul ăsta, atât de valoros și de bine organizați eram. Ca la Cezena așa, eram în cantonament în Olanda, Serie B, era Serie B atunci, știam doar de Hagi, Sabău, Răducioiu, Lupu, Mateuț, Serie B. Da, tu veneai oarecum după perioada aia Brescia-Romena, nu? Brescia-Romena la câțiva ani, Răducioiu încă mai juca la Brescia și după aia a plecat la Pistoiese, pentru că am pierdut barajul cu Pistoiese cu Cezena. Deci eram în cantonament în Olanda, doar un zvon. La a doua zi jucam un amical, am văzut în spatele porții niște oameni care arătau italieni așa cu ochelare de soare, cu cămășuțele alea, pa, pa. Și după meci a venit unul la mine, eu sunt directorul sportiv de la Cezena, avem recomandări, dacă le înțelegem cu cluburile, ce să mai pune problema, a sunat Giovanni Becali, a doua zi am plecat la București și a treia zi la Cezena. Și da, diferența de salariu care era, de exemplu? Ce aveai la Rapid? Cât aveai la Rapid atunci? Diferența de salariu era, cred că aveam 20.000 la Rapid. 20.000 pe an. De dolari pe an, da, care se luau în 3 tranșe atunci sau unii mai negociau în 2, nu era lunar, salariul lunar, în Italia am fost și am trecut la 200.000. Da. Cum e, dragă Pancone, să treci de la 20.000 de dolari pe an la 200.000? Da, nu pot să spun că am avut... adică nu că mi-am pierdut capul sau lucruri de genul ăsta, că până la urmă tot două apartamente mi-am luat, după aia mi-am luat mașină, dar nu mi-am luat mașină șmecheră, pentru că, fii atent, deci eu am plecat în Italia... Da, nu, luasem un Volkswagen pe Passat, dar oricum era șmecherie pentru 19-20 de ani ai mei. Era mișto unul turbo. Și când m-am întors din Italia, mi-am luat un Freelander, adică mi-am luat mașina la siguranță pentru că am trăit un an între ei. La ei, ca să ai mașină cum îmi luasem eu Calibra, prima mea mașină, Opel Calibra roșie, de să spargi, să rupi, trebuia să fi jucat 10 ani în fotbal ca să-ți permiți o mașină din aia. Adică nu, să vii cu o mașină roșie în două portiere. La noi e invers, pentru că... Primul meci, primul gol, noi ne luăm Ferrari, nu ne uităm, că ține de educație. Deci m-am întors și mi-am luat un Freelander la siguranță, abia apăruseră mașinile atunci și... Deci nu pot să spun că mi-am pierdut capul, că am trecut de la 20 la 200. Ba, dar e o diferență așa, adică ce aveai, 21 de ani, cât? Da, 99, 22 făceam de acum. Adică da. E așa. Bine, diferența a fost de... Păi 6 luni am vrut să vin acasă în continuu și eram în Italia, pentru că eram singurul român între italieni. Cum erau români cu viză atunci, erau cu... Adică eu am văzut 3 români cât am stat în Italia. Nu știu dacă am văzut 5 români într-un an de zile, 99-2000. Da, la început imaginea foarte proastă o aveau, pentru că reportajele la televizor erau doar de copii abandonați, de orfelinate, de hoți și de... Te deranja? Eu încercam să le schimb ideea, dar n-aveai cu cine vorbi, pentru că ei ce vedeau la televizor și după aia mă vedeau în mine. De fapt, eu eram un reprezentant. Bine, au fost și întrebări idiote de genul dacă avem Coca-Cola în România, dacă avem apă caldă în România, dacă... Adică, dai seama să te întrebi dacă ai apă caldă în România. Bă, dar stai așa, asta cu apă caldă. Și acum, dacă ești întrebat dacă ai apă caldă și n-ai centrală, s-ar putea să ai un răspuns. La alt mod. Aveau impresia că suntem o țară de lumea a treia, efectiv. Adică, și asta, da. Încă o dată, după ce au trecut niște fotbaliști de-ai noștri pe acolo, și Mircea Lucescu, și adică au lăsat o impresie extraordinară. Exact. Asta aveam impresia despre România. Și cât ai stat? Un an? Un an. Un an, pentru că am retrogradat și extracomunitarii nu aveau voie în Liga 3. Liga 2 era doar un singur străin la fiecare echipă. Deci eu aveam de-a face cu italienii și la antrenamente și la jocuri. A fost un an extraordinar pentru cariera mea, a însemnat enorm. Asta vreau să te întreb. Care e impactul ca prima experiență în străinătate și un campionat
complicat, că orice liga a doua din orice țară greu, e mult mai greu, nu, poate fi mult mai grea decât prima ligă, de exemplu. Acum e altceva. Acum e altceva pentru că e la liber totul, jucători de toate naționalitățile. Atunci stilul era pur italian. În Serie A se juca și mi-ar fi fost mai ușor mie în Serie A, sunt convins, decât în Serie B. Nu am niciun dubiu. Pentru că aici era cultura italiană împământenită, foarte, foarte greu de driblat jucătorii, foarte bine organizați din punct de vedere defensiv, foarte agresiv, mental foarte puternic, tactic impecabil, deci a fost un an fantastic pentru mine. În Serie A mi-ar fi fost mult mai ușor pentru că era, deja se duce drumul la străini, erau mulți la fie, cred că erau 5 sau 6. A venit și Mutu imediat după ce m-am transferat eu la Cezenan în vară, cred că el a venit prin toamnă undeva la Inter și a fost mult mai ușor și a jucat doar în Serie A pentru că după aia Verona, Parma, tot ce s-a întâmplat, i-a fost mai ușor. La fel s-ar fi întâmplat și cu mine, sunt convins. Doar că pe eu m-am călit atât mental, dar fizic am venit transformat. E ca și cum aș fi fost în armata sau pe front undeva și am venit în Liga 1 înapoi, divizia cum era atunci, a fost o 2 ani de zile, nu simțeam jocurile, pur și simplu nu le simțeam, adică era o diferență atât de mare între nivelul fotbalului românesc și cel italian, în momentul de față nu mai văd așa mare, dar atunci era imensă. Da, ai fost șocat de primele antrenamente? Da, pentru că sunt convins și acum jucătorii români au problema asta. Când pleacă afară? Când pleacă afară, antrenamentul te face titular sau rezervă. Nu e valabil la noi, pentru că acolo jucătorii sunt cu bandaje, jucătorii sunt cu apărători la antrenamente, jucătorii tratează antrenamentul ca și cum ar fi joc oficial. Aici e cea mai mare diferență a noastră și nu se poate cultiva decât de la copii și juniori, altfel e târziu, când ajungem la senior, nu. De multe ori am auzit chestia asta, că afară sunt mai dure antrenamentele. Da, sunt ca la decât oficialul. Ca la joc. Păi nu e, la început am crezut că are cineva ceva cu mine, dar n-avea nimeni nimic cu mine. Pur și simplu, dacă poate să-ți scoată dintele, ți-l scoate. Dacă îți vine o talpă pe genunchi, să știi că e ca la meci, că n-are nimic nimeni cu tine. El a venit omul să joace o minge, nimic altceva. Aia e intensitatea și acolo se câștigă mult. Ai reușit să te impui oarecum, adică nu știu, să treci peste șocul primei. Mi-a fost foarte greu, perioade. Foarte greu pentru că am avut niște jocuri de pregătire mai mult decât reușite. Era greu să găsești jucători cu calitatea mea tehnică pe care am avut-o. Câteva goluri spectaculoase prin pregătire, deja suporterii începuseră să viseze, doar că a început campionatul. Cezena o echipă fără pretenții, cu un singur obiectiv, evitarea retrogradării. Și să te gândești că am ajuns la baraj și am retrogradat la baraj. În 38 de jocuri am avut 8 victorii, 8 înfrângeri și 22 de egaluri. Deci noi am retrogradat cu bilanț cu ăsta, cum se cheamă, deci noi de fapt 8 victorii, 8 egaluri, 20, 8 victorii, 8 înfrângeri, 22 de egaluri. Deci practic noi eram, adică din 38 de meciuri să pierzi doar 8 și să retrogradezi sună cumva, da. E de domeniul tralala, dar uite că acolo era posibil. Deci mi-a fost foarte greu primele 6 luni, dar oamenii mă așteptau, pentru că era valabil și pentru mari jucători care veneau în campionatul Italiei. Tot în perioada aia, Thierry Henry la Juventus, după care a plecat, nu s-a adaptat. Și aveau foarte multe exemple și spuneau că la unii durează și un an și ceva, ei au răbdare, doar că am retrogradat. În a doua parte a campionatului mi-a fost mult mai ușor. Deja învățasem cum stau lucrurile acolo, deja la antrenamente nu mai menajam nici eu pe nimeni, îi urcam pe gard, dacă puteam să urc pe gard, îi urcam pe gard. În meciuri am fost mult mai bine, am început ușor să mai marchez și câte un gol, să mai dau câte un assist, îmi găsiseră și poziția undeva mai retrasă în spatele vârfului, pentru că ei mă luaseră vârf împins și nu era poziția mea, pentru că eram incomodat de multe ori cu spatele la poartă. Deci mă adaptasem, eram mult mai bine pregătit, doar că echipa a retrogradat, nu aveau voie extracomunitarii. Și m-am întors în România, m-am distrat 2 ani de zile,
Am debutat și la echipa națională cu... Dar chiar cum a fost să te întorci de la antrenamentele alea? Probabil la o intensitate, nici în meciuri, probabil nu era intensitatea aici pe care o aveai la antrenamente acolo. Mi-aduc aminte că la forță maximală, la o singură repetare, la leg extension ăsta, îi dădeam cu 360. 360 de kg? 360 de kg, la nivelul ăla ajunsesem, la o singură repetare. În rest, alea cu... Nu presă, la leg extension, la presă. Scuze-mă, da, că e imposibil. Păi nu, că voiam să te întreb, 360 de kg. 360 de kg la presă și... Bine, tot felul de pante. Antrenamentul la fizic, de până m-am obișnuit cu el ăla de marțea dimineața, a durat, cred că, 2 luni de zile, chiar așa. Deci ăla e antrenamentul care ți-a rămas marți dimineața, a? Ăla de marți dimineața, pentru că aveam 2 legat, dar nu mai mâncam. Adică era meci, aveați o zi pauză și era cam primul antrenament după etapă. Exact, da. Și ăla era ruperea. Da. Și după care erau pante în bază, urmau pante, după care îi dădeam drumul direct pe teren, dueluri, agresivitate, tot ce vrei. Pur și simplu simțeam după jumătate de an că sunt poți de rămunții. De dovadă am venit în România, am debutat și echipa națională, am plecat la Beşiktaş unde n-am mai avut niciun fel de problemă de adaptare. Din primele 2 zile erau 2 la infirmerie, pentru că așa trebuie să te... Da, m-a rugat neamicea, te rog frumos, gata, lasă mai ușor, te-am văzut, a văzut lumea cine ești. Pentru că m-am timid în Italia, timid, ca la noi în antrenamente, stai așa, bine, nu, da, și nu, ca da, prima experiență afară. Prima experiență afară, aici nu a mai fost cazul, pentru că în primele 2 zile era... Da, tu când te-ai întors la Rapid, te-ai întors sub comanda lui Mircea Rednic? Nu, Neapui Iordanescu. Dar l-ai prins și pe Rednic, nu? Da, imediat după, da. Că voiam să te întreb cum e chestia asta, să fii antrenat de un fost coleg. Tu alături de Mircea Rednic ai câștigat titlul. Ați câștigat titlul, el era... Păi stai puțin, acum... că eu cred că l-ai fi prins pe Marian Rada jucând, nu știu, dar deci am Mircea Rednic, Marius Rumudică, Răzvan Lucescu, Neluțu Sabău, Viorel Moldovan. Mă oare mai caut? Deci toți ăștia... Ai jucat cu ei, după care te-am antrenat. Ganea, Ionel Ganea. Ionel Ganea, așa. Cum e? Păi nu e că... Ce? Eu nu o să prind... Adică trebuie să te resetezi puțin, nu? Da. Coleg, acum... Păi nu e ce... Am prins și eu la Rapid. L-am antrenat pe Voicu, cu care am fost coleg. Pe Iacob, cu care am fost coleg. Pe Drăghia, cu care am fost coleg. Cred că am mai prins câțiva. Da, nu e, n-a fost niciun fel de problemă, respectul, e altă relație, clar, pentru că intervine respectul între jucător și antrenor, dar în rest nu se schimbă mare lucru, nu. Mircea Lucescu te-a vrut la Beşiktaş? Cu el ai discutat, cu el ai negociat? Nu, cu el, el a discutat cu George Copos. Cum a fost treaba? Deci, a venit Fatih Terim să mă vadă la finala cupei, pentru că am fost accidentat 2 luni. Și aia e o poveste cu accidentarea aia la echipa națională cu Ucraina. Marcasem 2 goluri într-o repriză, m-am accidentat în ultimul minut. Bine, nu mai contează, o recuperare făcută prost prin Austria și... A venit să mă vadă, am câștigat cupa cu Rapid, am dat și un gol foarte frumos cu Dinamo. Toată lumea era convinsă că plec la Galatasaray, inclusiv Nea Mircea, care a fost și el la meci, care deja semnase cu Beşiktaş, câștigase campionatul cu Galata, a plecat la Beşiktaş și a venit Fatih Terim în locul lui. Toți erau convinși, doar că o săptămână Fatih n-a mai dat niciun semn de viață. Mourinho a vrut să mă ia, doar că dădeau doar 2 milioane, aveam clauză de 3 milioane eu. Unde se dea Mourinho? La FC Porto. La Porto, da. La FC Porto. Da. A venit Nea Mircea. La o săptămână, cât are? 3 milioane. Uite, vă dăm 500 de mii pentru un an și vă plătim 2 milioane 500 dacă suntem mulțumiți. Au plătit alea 2 milioane 500 după 10 etape. Gata, direct. Da. Deci tu ai ratat ocazia să lucrezi cu Mourinho? Da. Dar ai avut vreo discuție cu el? Nu, cu secundul lui, cu Villas-Boas. Noi am jucat un meci la Denizlispor.
Ei jucau cu Denizlispor în Cupa UEFA și în avionul de întoarcere până la Istanbul a venit și el. Și el a venit personal la mine și mi-a spus că te-am urmărit mult timp și nu ne-am înțeles la bani, trebuia să fii cu noi. Și Porto a câștigat atunci Cupa UEFA, noi am ajuns până în sferturi, ne-a eliminat Lazio până la urmă, care Lazio a jucat după aia cu Porto și Porto a câștigat Cupa și după aia Champions League. Era o experiență. Era o experiență. Normal să că era. De Murgini, normal că era. Era. Cea mai frumoasă perioada ta din carieră, Beşiktaş? Cu siguranță. Cu siguranță, când joci Champions League, te duci în Europa League, în Cupa UEFA până prin sferturi, multe jocuri, alt campionat, plin de staruri, plin de interes, stadioane pline la fiecare joc. Turcia venea după locul 3 la mondiale, adică perioada campionatul Turciei era considerat al șaselea, așa cum e, cred că al șaselea din Europa, se bate cu Portugalia acolo, după astea 5 Big Five, deci de departe aia e perioada. Oricum, dar perioada aia cred că a fost cea mai bună din istoria recentă a Turciei, ca și campionat și ca națională. Și națională și echipele de club, Galatasaray câștigase în 2000 Cupa UEFA, aia a fost. Din 2000 până prin 2003-2004 aia a fost. Cât de fanatici erau suporterii sau care ar fi cea mai, nu ciudată, ieșită din comun așa experiență pe care ai avut-o tu cu suporterii prin Turcia? Păi mi-a venit familia la meciul decisiv cu Galatasaray pentru campionat și eu i-am trimis, cred că jocul a fost la ora 7 seara, la 3 după amiază, 15 după ce am mâncat, înainte să mă duc să mă culc puțin, le-am spus mergeți la stadion că s-ar putea să fie nebunie. Nu m-a băgat nimeni în seamă și după aia mi-au povestit ei că au ajuns la stadion la 3:30, meciul era la 7 și nu era nimeni pe străzi și a zis, ăsta își bate joc de noi în loc să stăm acasă. Dar de fapt toată lumea era în stadion. Deci toți erau în stadion cu 4 ore înainte, deci toată lumea era în stadion, nu era nimeni în afară. Și au mai fost multe momente, multe. Iar cultura asta lor aduce mult cu Giuleștiul, pentru că la Beşiktaş se cântă toată lumea, că e la cravată, la costum sau ultimul copil din peluză, toată lumea cântă, doar că au în comun cu Giuleștiul, când echipa e condusă la un gol, la două, la trei, chiar dacă se întâmplă, și am trăit și astfel de momente și am revenit, ei cântă din ce în ce mai tare. Nu auzi să conteste cineva sau ceva de genul ăsta. Da, ai avut vreun moment la început când, nu știu, ți se zicea, bă, ăsta e copilul Lucescu, da, de genul ăsta, că se mai... Nu, am trecut practic ca un jucător adus la număr, pentru că, până la urmă, chiar dacă te butasem la echipa națională și marcasem pentru echipa națională, marcasem goluri multe în campionatul României, eram unul, ei după mondiale, ei oricum transferă și se uită doar la staruri, pentru că starurile atrag foarte mult, e un adevărat business, show, tot ce vrei să-i spui tu. Acum au început să transfere și jucători staruri, dar tineri, nu mai sunt cei de 35 de ani cum erau pe vremuri și când îți dai seama, scrie la Beşiktaş, l-a transferat pe Pancu. Da. Pancu. Nu știa nimeni, îmi spuneau Panciu, că așa se pronunță, că e cu virgula aia, da. Da. Și râdea Nea Mircea, mă, Panciu e altceva, lasă, nu mai faceți legătura cu el, până s-a obișnuit și mă scriau cu capa la un moment dat, ca să mă pronunțe corect. Deci asta a fost impactul meu acolo. Doar că la primul meci în pregătire gol, la al doilea gol, deja văzându-mă la antrenamente, colegii îți dai seama că vorbeau și cu jurnaliștii și începuseră ușor să se uite și spre mine, pentru că îl cereau pe Pascal numai, până la urmă a venit. Pascal, idol. Sergen a venit de la Galata, idol. Ilharman astăzi era idolul Turciei, era de pe locul 3 la mondiale cu celebra lui schemă, cu, cum îi spune, braziliana aia lui, îi dribla pe toți. Ahmed Dursun era de-a lor, Tumer venise, era de-a lor. Ce mai aveam prin atac pe acolo?
ai venit Giunti, care era pe la mijloc, campion cu AC Milan, a transferat Zago, campion cu AS Roma în Italia, Cordoba în poartă, câștigase Cupa Libertadores cu Boca Juniors și îți dai seama, printre toate numele astea, Roma, Milan, Boca Juniors, Benfica, Ronaldo, Guiaro, ăștia toți din Turcia, apare și unul Rapid Bucureș pe acolo. Apare, îți dai seama, prin lista aia, că nu-i țărea nimănui în ochi, du-te-mă de aici cu Rapid Bucureș atât. Și deci gol în pregătiri, începe campionatul, vreo doi din ăștia erau accidentați, cred că Sergen era în urmă cu pregătirea, Ilhan, nu știu cum, că era prin vacanță încă, și la Bursa, primul gol în ăla, în centenar, 100 de ani, prin minutul 20, așa, am primit o pasă în adâncime, direct m-am dus un șpiț, direct sub bară la portar, ei, și din momentul ăla, am dat și pasă de gol, după aia o pasă cu călcăiu, din momentul ăla și-au schimbat toți, deci la 180 de grade s-au întors și am devenit, cred că, în scurt timp, mai mult decât important, și un exemplu, mi-aduc aminte, la sfârșitul turului campionatului a fost un sondaj printre suporteri, cel mai bun jucător al turului de campionat, și am câștigat detașat cu toate vedetele lor, cu Milan și cu Boca și cu tot ce vrei tu, eram de departe favoritul lor. Ăsta a fost impactul. Bă, da, asta, performanța, adică să fii cel mai bun. Și pentru Mircea Lucescu. Exact, pentru că exact. Știi cum e? Da. Și antrenorul e trebuie. Asta spuneam, deci mai aveau pe Panciu, da, mai aveau 2,5 milioane și le-au plătit după un meci de, a venit George Copos personal, de au semnat atunci. Adică tu ai băgat așa niște bănuți în... Păi contul lui George Copos. Sunt din aia, da, sunt din aia, câți mai sunt. Cu Lobonț, cu Săpunarul, cel mai mult, 6 milioane sau cât, Daniel Nicolae, iarăși, Mazilu a mai fost, nu, Rapid nu are mulți. Rapid cred că are 6, 7, 8 jucători vinduți pe milioane, 3, 4, 5 milioane, în rest, nu, la capitolul ăsta, nu știu dacă a ieșit pe plus, pe minus, dar cred că pe acolo e. Cum e să câștigi titlul cu Rapid, cu fanii din Giulești, și să câștigi un titlu în Turcia? E asemănător. Mult, mult asemănător, doar că la Rapid așteptarea era mult mai lungă. Nici Beşiktaş nu era o echipă... Da, nu era oricum, obișnuită. Că tot un fel de Rapid, de că spui cu... Steaua, Dinamo, Rapid, spuneai pe atunci. Pentru că Galata, Fener, Beşiktaş. Galata, Fener, Beşiktaş, sau Fener, Galata, Beşiktaş, spuneai și atunci. Dar... ca intensitate mult, mult asemănătoare, doar că ăsta cu Rapid a fost mai sentimental, așa, mai de plâns, de jale, de emoție, pentru că după 32 de ani, după 31 ratezi cu o etapă înainte, în ultima etapă, pur și simplu, iar ăsta decis de un gol unde se duce mingea paralel cu poarta, că dacă nu îl dădeam pe ăla la revedere pe campionat și acolo, deci și ăla de la Beşiktaş, normal, a fost în anul centenarului, de asta a fost foarte, foarte important, dar l-aș pune pe ăsta, pe Rapid, mai important, mai sentimental, așa, mai dorit, mai așteptat, pentru că Beşiktaş între timp atunci avea 2 stele pe emblemă, acum sunt 3 spre a 4-a, adică între timp, din 2003, Beşiktaş a mai câștigat 6 sau 7 campionate. Da, cum a fost pe străzi atunci în Turcia după titlul ăsta? Era și centenar, și titlu. Și centenar și titlu, păi nu, au și oricum au cultura asta, toată lumea scoate la ia Fener, steagul lui Fener, Galata, steagul lui Galata, ia Beşiktaş, steagul lui Beşiktaş, dar Beşiktaş atunci a intrat iarăși în istorie, pentru că au multe din astea cu istorie și cu decibelii, cred că sunt cei mai buni din Europa sau din lume, nu știu exact din stadion. A fost un steag de 2,5 km. Deci au făcut un steag de 2,5 km practic pe la stadion, pe Levartul ăla sus, cum o iei, pe lângă pe Top Capă, în partea asta, pe Cum Capă, Dom Acbace, Palatul și tot așa în sus, ceva imens, și toată lumea pe străzi. Știi foarte, mai e una, că singurul McDonald's alb și negru e lângă stadionul lui Beşiktaş. Da, e alb și negru? Nu, galben-roșu al lui Galata nu l-au acceptat. Aole, chiar cât de bună e asta. Da, da. Da, cum era? Apropo, cum era un derby cu Galata, de exemplu? Deci, Beşiktaş și Galata. Ca intensitate în teren, în primul rând... erau, le simțeai, simțeai încărcătura, mirosea praf de pușcă mai tot timpul. În tribună încă erau indisciplinați atunci și mai puteau să facă
una alta, dar... Ai avut vreo întâmplare din asta? O întâmplare la... dar nu în derby. În primul an a fost, jucam la Adana, m-am dus să bat un corner și... deci exact în momentul în care m-am plecat să așez mingea la colț, am auzit un... m-am uitat, dita mai robinetul scos din baie, așa, un robinet trecuse pe lângă mine, da? Vorbim de anul 2002-2003. Deci nu doar... nu, robinetul, pur și simplu robinetul scos din... era dacă te nimerea în spate, erai... oriunde te nimerea. Erai pa. Oriunde, dacă te nimerești în cap, probabil că n-ai nicio șansă, da. Pe bune? Da, și arunca de la 30 de metri. Da, aia da, aia da, da. Încă se mai puteau face lucruri din astea atunci pe stadioane. Bine, se făceau și la noi. A, păi asta cu brichete și cu telefoane, da, și nu, era când vedeai robinet, un telefon, ziceai, aruncă-ți, mă, 10. Un robinet, exact când mi-am așezat mingea să bat cornerul. Da. Complicat. Și am citit o declarație de-a ta, că dacă ar fi așa să te deranjeze ceva despre perioada aia, este că ai devenit superstar ca portar, da. Da, mă mențin, da. Și toată lumea ca de Chioi Panterii, da. Dar golurile prin cupele europene, că la un moment dat eram cel mai bun marcator străin din istorie, marcasem 9 goluri, nu știu câte meciuri, în cupele europene eram cel mai bun. Plus în anul centenarului, iarăși unul din cei mai buni jucători ai echipei, multe momente bune și jocuri foarte bune până când au început să-mi apară problemele la spate, dar acum când merg pe acolo, ca best goalkeeper, eu calegit și tot așa, vei, stați bă, că eu jucam cu 9 pe spate, nu cu... am mai jucat și cu unul puțin după aia. Da, ai idee câte tricouri s-au vândut atunci? 1 milion atunci, că am aflat după, da. Un milion de tricouri? Milion era... cât era tricou? Păi noi l-au dat, în mod normal, cred că un tricou original era 40 ceva de dolari la magazin. Mi se pare că le-au dat cu 12-13 ceva de genul ăsta, pentru că era lichidare de stoc, am schimbat sponsorul tehnic. Trecusem de la Puma la Umbro, ultimul an am jucat cu Umbro și alea Puma, tot ce erau pe stoc, le-au dat cu numele meu și... Păi dă seama așa, să facem un calcul matematic așa, un milion, 12, da. 13, 12 milioane, exact, de dolari, exact, așa, scurt? Exact. Da, scurt. Și oricum, procentul tău, poți să zici? Am fost foarte prost, procentul meu foarte, foarte prost, pentru că n-am luat niciun procent, nimic. Mamă, cum? Păi da. Ăla era un tricou care nu s-ar fi vândut niciodată atât. Da. Am spus-o. Foarte, foarte prost procentul meu. Dar nici măcar așa după aia, la retroactiv, câtva timp ce după ce... Păi bine, retroactiv, dar scurt timp. După ce te-ai trezit tu, că tot vedeai, bă, dar... Nu am realizat, pentru că știu că s-au vândut 77.000 în prima zi, atât țineam minte. Eu am aflat după 10 ani că s-au vândut 1 milion de tricouri. Nu atunci. Păi da, oamenii ăștia și-au scos banii cu tine în zecit, adică puteau... Plus multe din astea de bumbac făcute cu o poză cu mine în poartă și cu 3-4 scoruri pe spate și alea o groază câte au fost. Pentru că au și cultura asta, uite, vezi, la noi încă nu e și în ieri, alaltăieri am făcut o ședință foto cu nou echipament al Rapidului, legende, jucătorii de azi și viitorul. La ei lucrurile astea se făceau acum 30-40 de ani, probabil, au asta în sânge și mă mira pentru că la fiecare 3 luni Beşiktaş schimba echipamentul, noi ne schimbam. Tricou de joc, training-ul de prezentare, tricou de prezentare, pentru că suporterii urmăresc lucrurile astea și contribuie foarte mult la bunăstarea clubului. Adică participă efectiv, deci ei cumpără echipamentul. Păi stai seama, dacă numai cu... cât aveai tu salariul la Beşiktaş? Undeva la un milion și... Cel mai mare salariu din cariera ta, ăsta a fost la Beşiktaş. Da. Ai puteau să ți-l plătească în mulți, mă, Daniel, că te mai țineam până acum, țineau. Da, puteau, da. Pe salariul ăsta până acum te mai țineau, da, cu tricoul ăla. Și te-ai întors în România. Da. Adică păi tu tot timpul, de mai multe ori în România. Da, tu tot timpul te întorceai la Rapid. Da. De ce te-ai întors numai la Rapid? Pentru că de foarte multe ori ai fost dorit de Gigi Becali la Steaua. De Gigi Becali, da. Nu se putea... nu aveam cum, pentru că am promis în 97 când am venit. Adică la tu la Steaua nu ai venit doar pentru că ai promis, pentru că, am promis că în nu 97, vrei să vii. Da.
Da. Eu m-am apucat să spun, dacă eram pe cameră eu că spun că nu joc niciodată la Steaua sau la Dinamo, așa, pentru orgoliul meu. Păi și de ce ai mai negociat de 3 ori atunci? Dar nu am negociat eu. A, veneau ofertele. Da. Nu am negociat nicio secundă eu. Să țineți minte lucrul ăsta. Nici măcar o secundă nu am negociat cu Steaua. Dar cel mai aproape, să zicem așa, ai fost vreodată? Adică față în față cu... Nu, atunci în 96, atât. În 96, Iașul se înțelegea la preț și eram la Steaua, în rest nu. Da, discuțiile cu Gigi cum erau? La telefon. Că tot încerca, nu? Adică dacă la telefon zici... în 2006 m-am trezit la Palat, m-a luat Nea Giovanni, hai că mergem să ne întâlnim cu nu știu ce impresar, nu știu ce, așa, și m-am trezit la Palat. Am intrat așa de și-au dat seama oamenii că sunt de formă. N-am stat mai mult de jumătate de oră, cred că. Jumătate de oră, nu mai mult. Iar ăla în 2002 la Marriott, pentru că aveau birourile acolo la Marriott, eu eram cu Ienci, am fost să mâncăm ceva, să bem o bere, după, cred că era o zi liberă, a doua zi, după meci lunea. Și atunci s-a oferit să plătească clauza care a plătit-o Beşiktaş. Deci mi-a spus că dacă sunt de acord, îmi plătește clauza. Cât era clauza? 3 milioane. 3 milioane, 3 milioane de dolari? Da, în 2002, da. Da. Și nu? Nu. Dar cea mai mare ofertă pentru tine ca salariu de la Steaua care ar fi fost? Nu, niciodată. N-ai ajuns păi acolo? N-am negociat, a, n-ai ajuns nici măcar acolo. O secundă nu am negociat. Da. Cum a fost experiența la Terec? Buf, altă lume. Tu erai, ai fost de la început singur sau nu? Era și Florentin Petre și Margaritescu. Da. Dacă te-ai fi dus singur, poate ar fi fost puțin mai complicat, crezi? Nu, pentru că eram deja obișnuit. Mie mi-a fost greu în străinătate doar în, la în Italia. Și partea asta la CSKA Sofia, unde n-am înțeles-o, dar era un club, chiar dacă mare, cel mai mare CSKA Sofia, condiții, infrastructură foarte, foarte... Era baza aia veche de pregătire, niște căsuțe unde făceam cantonamentul, un teren de antrenament foarte prost, până la urmă a plecat și Neando. Repede, deci ne-am nimerit într-o perioadă grea al lui CSKA și am stat doar 3 luni. Dar în rest nu am avut probleme în a mă impune în străinătate, pentru că știam că de la început ai intrat, te-ai dus, te impui sau nu te impui. Nu te așteaptă nimeni, nu stă nimeni după tine, gulu. Deci după perioada Cezena, unde am așteptat și eu un gulu, dar n-a venit, a trebuit să mă descurc singur, după care n-am mai avut niciun fel de problemă. Că noi auzeam o grămadă de povești despre zona aia ceceniei și da. Voi ați fost oarecum inițiatori, nu? Adică da, până am fost după primii, aia, da. Pe la Terec au mai ajuns și români. Torje Grozav, da. Iancu acum ultimul. Dar voi ați, cum zic fotbaliștii, ați luat pe piept... Am luat pe piept pentru că nu erau nici condițiile. Terenul ăla sintetic, stadionul vechi, ei au prins stadion nou. În oraș nu puteam să ieșim, stăteam doar în camere când mergeam acolo cu două zile înainte, pentru că nu era o zonă sigură, erau atentate mai în fiecare zi. Ei au prins clădirile moderne, oraș modern și tot ce vrei tu, libertate. Deci sunt diferite perioadele. Bine, dar nu ți-a fost... Înainte să te duci, nu te-ai gândit la chestia asta că, na, citeai, nu ai avut așa o teamă? Știam că stăm în Rusia, de la început, la Kislovodsk, într-un loc minunat, așa, un orășel, dar cea mai tare bază de tratament pentru bolnavii de inimă a lor. Mergeam doar cu două zile înainte la Grozny, cu avionul privat al clubului. Nu ieșeam din hotel, doar antrenament hotel, meci. Plecat înapoi în Rusia și m-a tras campionatul Rusiei, că până la urmă și Rusia cu echipele alea din Moscova și cu mulți jucători cunoscuți pe plan mondial, experiența fotbalistică a fost una la fel de bună și asta, la fel de bună. Meciuri foarte grele, meciuri foarte tare în campionatul Rusiei, jucători foarte buni, foarte bine pregătiți. Într-adevăr, zona cum era, dar ți-am spus, noi n-am cunoscut Grozny. Noi știam doar drumul de la aeroport la hotel, de la hotel la stadion și înapoi. Eu nu știu absolut nimic din Grozny. Da, ai avut o experiență din asta, că până la urmă era o zonă de război, nu? Război nu mai era, dar era că la eu să fie zonă de război în veci. Pentru că dacă ești cu rușii, separatiștii sunt împotriva ta, dacă ești cu separatiștii, sunt rușii împotriva ta. Lucrurile sunt foarte simple pentru cine nu înțelege. Adică e zonă de conflict permanent. Adică oricând se poate întâmpla ceva. Și auzeați glonțe pe acolo? Da. Erau momente seara în care auzeai împușcăturile, adică erau așa la...
Și bă, a tentat pentru că aveam un portar, Ștefan Sicaci, moldovean, care ne traducea și îl mai întrebam pe el ce s-a mai întâmplat și uite, ieri a fost kamikaze, o femeie lângă... Dar bă, toate astea, atacurile astea kamikaze erau îndreptate împotriva miliției, nu erau împotriva civililor. Dar nu știi cum te nimereai lângă un milițian și de asta era mai bine să stai în hotel. Păi asta zic, adică ieșeați așa pe la cafea, nu, pe la restaurant? Nu, păi la... asta ți-am spus că nu. Nu. Nu, eu nu cunosc Grozny. Eu nu știu orașul Grozny. Da. Cu Kadyrov? Kadyrov, da, nu? Da. Te-ai cunoscut? Adică cum? Kadyrov era președintele țării și al clubului de fotbal. Era pasionat de fotbal, e pasionat în continuare. Dar el, am înțeles că de 8 ani de zile nu mai văzuse nimeni. El atunci cu noi era la început și plăcea. Venea și la antrenamente cu o zi înainte de meci. Venea la antrenamentele voastre? Da, 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 cu o seară înainte de meci, când veneam la Grozny, venea și el la antrenamente. Se distra, mai vorbea cu noi, mai glumea, nu e așa foarte deschis omul. Și am avut ocazia, onoarea pentru un președinte de țară să te cheme ca jucător. Avea o întâlnire chiar cu dușmanul dușmanilor. Cu Putin. Da, noi vorbim atunci de 2008, zile de pace totală, cu antrenori din Ucraina la Tere Grozny și cu 2-3 colegi de-ai mei ucrainieni, pentru că s-a interpretat foarte mult după declarațiile ale mele și am avut foarte mult de suferit. Foarte, foarte mult de suferit, când eu vorbeam doar de vremuri de pace. Deci, două ore cât a întârziat, m-a chemat pe mine personal să vrea să mănânce cu mine, pur și simplu, și să vadă, să mă întrebe de România, cum mă simt și cum sunt. A fost o onoare din partea mea și cred că ar fi pentru oricine ar fi invitat de un președinte de stat la masă. A, deci este la masă cu Kadyrov. Da, pur și simplu la masă cu Kadyrov și cu gărzile lui și cu toată lumea. Și așa ce impresie ți-a lăsat ca om? Că acum, bine, știi cum e, când citești știrile de acum și când vezi ce se întâmplă... Nu, ce se întâmplă, pentru că așa era și atunci și astea sunt vremurile. Înainte a fost total împotriva rușilor, a fost dușmanul lor, după care viața l-a dus să se dea de partea lor. Sunt probleme politice la care nu mă pricep de nicio culoare. Eu vorbesc doar de momente și zile și ani de pace în care lucrurile erau și s-a comportat extraordinar, nu cu mine, cu absolut toți jucătorii și cu românii și chiar pot să spun că avea o simpatie pentru români. Sunt adevărate poveștile astea cu genți de bani în da, pauză? Da, da, și, da, 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 dar nu în pauză, nu. Nu, deci noi aveam o primă în contract, ca să-ți faci o imagine, în contract nostru aveam o primă pe care n-am luat-o niciodată, prima aia. Întotdeauna a fost minim dublă. Deci prima care îi scrie 2 lei, da? Deci, băi, asta e așa, cât era? Băi, Costi, nu contează. Ai 2 lei la victorie, da? 2 lei știi. Ei, tu, de câte ori câștigai un meci, să știi că minim erau 4 lei. Luam 4. Da, luai 4 minim. Da, și bă, băi, exact așa ca în filmele alea, știi, mai... Venea, mai căra unul câte o pungă dintr-aia, geantă, mai cădea câte un fâșic din ala de 10.000, prin spate, exact așa e, nu e, adică nu e glumă, nu e. Da, vorbim de 2008-2009, da. Și stăteați acolo în vestiar și îi numărați, îi împărțeați? Prima jumătate de an, după care i-a obligat federația să ne dea toți prin bancă și n-am mai văzut niciun cash nimic. Da, hai duce în prima perioadă. Da, da, da. Și pentru tine, adică era cam prima dată când ți se întâmpla chestia asta, mă gândesc. Și la Beşiktaş. Și la Beşiktaş. Stai că și la Turș, da, tot așa. Și la Beşiktaş. Primele, da, salariile erau prin bancă, dar primele erau cash. Da? Păi și cu toți banii ăia de la Terec, ce ai făcut? Te duci a doua zi la bancă și te trimite acasă. Trimiteai acasă? Da. Da. Bună perioadă. Da. Și Vaslui e prima echipă la care tu ai fost și singura, exceptând Poliași, să zicem. Hai, nu prima, că ai mai fost la voluntar sau ceva de genul. Da. În afara Rapidului, nu? Da. În România. Vaslui și voluntari. Da. Dar Vaslui a fost prima și Vaslui, să zic, din grupul echipelor mari, că în perioada aia Vaslui era. Mare, adică, da, da, ce da, era? Wesley da, era. Da, da. Wesley Adalinton, se mărteam cu toți aia, da. Cum să fie? Eram într-o perioadă foarte bună, îmi revenisem și după accidentarea la spate, fusesem la Terec, plecasem de la CSK pentru că nu erau condiții acolo. O pregătire de vară foarte bună cu Lopez Caro, făcută tot timpul când vorbesc cu Lucian, cu Sămărtean, ne aducem aminte de perioada aia pentru că într-adevăr a fost o...
am văzut o pregătire din asta așa AZ, de la A la Z, cum scrie la carte, plus alimentația, medicația, cântărit înainte și după antrenament. Deci totul. Asta se întâmpla la Vaslui? La Vaslui, da, cu Lopescaro, da, și cu staful lui. A început campionatul, eu am început ca rezervă, am intrat foarte bine în prima etapă, pas de gol, la a doua etapă am scos un penalti și echipa a câștigat. În continuare, iarăși, noi intram în primii 11, am început nemulțumirile și undeva pe la jumătatea turului, cred că am luat decizia să plec și până la urmă am ajuns la Rapid în iarnă. Păcat, pentru că puteau să-mi găsească un loc în cei doi mijlocași, să jucă sistemul 4-2-3-1, lăsându-i pe Sămărtean, Ada Hilton, Wesley, Tim Vangera, care era vârf, puteam să joc în ăștia doi și cred că era Vaslui ar fi fost și mai puternică decât era atunci, pentru că era o echipă foarte puternică. Cu Adrian Porumboiu cum te înțelegeai? Ai avut bine, o relație? Bine, era... nu, bine, foarte bine, foarte bine. Și dacă ai fi să faci o comparație între Copos și Porumboiu, pentru că era... Da, nu, am lucrat puțin cu Neadi, foarte puțin, nu pot să-i compar. Nu, oricum la Vaslui erau salarii mult mai mari decât la Rapid, asta e cu siguranță. Dacă stai să te gândești în perioada aia și ei așa cluburile importante și nu numai cluburile importante și toți oamenii care conduceau fotbalul românesc, Gigi, Porumboiu, Copos, Borcea, adică era o perioadă incredibilă a fotbalului românesc din punctul ăsta de vedere și salarii mari, nu? Salarii erau, păi auzeam de undeva de 600, 700, 800 de mii pe la jucători, adică dacă ai veni acum cu banii ăștia ar trebui să te duci la Champions League. Da, și nu cred că te duci. Apropo, în perioada voastră, comparând cu ce se întâmplă acum, la fotbaliști mă refer, voi vă trăiați viața. Da. Adică erați... Da, dar ne trăiam viața, fiind că e și important de specificat după meciuri. Asta vreau să-mi explici, pentru că acum pare, cel puțin... Sunt cu minți, sunt foarte cu minți. Da, spun eu că sunt cu minți. Nu, spun eu că sunt cu minți. Bă, erați mișto, adică toți erați brigăți mișto. Trei sferturi din fotbaliști erau cam la fel, dar asta zic. Aceeași... Acum pare că nu mai e chiar sunt așa. Sunt foarte adică, cu minți, da. Mai hai duci aia. Și pe teren, da, da. Da. E, de ce nu mai sunt performanțele? Pentru că, adică te-ai fi așteptat... Păi frate, dar voi erați fotbaliști, scuze-mă, adică nu știu ce făceați voi după meci sau câte zile beați, câte zile petreceați când petreceați toată noaptea. Dar pe teren, bă, nu se vedea. De mici. De ce? Abecedarul fotbalului de mic, trăiți în cultura asta, că până la urmă era cu distracția asta după jocuri, dar noi am prins, cel puțin eu am prins 12 ani și dacă mai pui și aia de tranziție de după Revoluție, încă vreo 2-3, 15 ani în care nu aveai alte preocupări decât fotbalul, în care abecedarul ți-l însușeai pe stradă. Deci la club o oră, o jumate, două ore, că stăteam noi la antrenamente la juniori și nu mai țin minte exact, pentru că era și drumul foarte lung, schimbam vreo 3 tramvaie, dar veneam acasă, dacă apucam să mâncam, dacă nu, înapoi pe stradă și joacă fotbal. Ei sunt foarte cuminți, au tot ce le trebuie, au terenuri, au mingi, au ghete, au apărători, au echipament, au tot ce vrei tu, au mama cu tata cu mașina, îi duce la antrenament, doar că nu mai au timpul să-și însușească abecedarul fotbalului. Și aici o mare problemă. Deci asta e problema în momentul ăsta. Da. Care a fost cea mai mare prostie pe care ai făcut-o ca fotbalist? Da, eu știu, nu știu la ce te referi. Nu știu. Prostii, am făcut și eu multe. Nu știu la ce te referi, prostii. Poate că nu m-am dus la Shakhtyor, eu știu. Așa, da, uite, asta poate fi. Da, chiar, poate de ce ai refuzat Shakhtyor? Aveam și probleme cu spatele. Venise Del Bosque, antrenor la Beşiktaş, mi-a mărit salariul, mi-a cu încă jumătate, mi-a zis că vreau să rămân. Eram într-o metropolă, eram rege și trebuia să plec într-o aventură alături, într-adevăr, de cineva cu care îți garanta, că spui de Mircea Lucescu, dar dacă nu jucam cu echipa națională, cu Ucraina, am câștigat cu 2-0 la Donetsk, Mutu a dat două goluri, dacă nu vizitam cu 3-4 luni înainte de presupusul transfer ăsta Donetsku, eu cred că mergeam. Deci tu din cauza orașului n-ai mers la... Nu mi-a plăcut mie. Nu mi-a plăcut mie când... Nu mi-a plăcut atmosfera de acolo.
cu toate că era altceva, era, nu știu, Bernd Schuster era antrenor, orașul ăla vechi, cu blocurile alea de 3-4 etaje, după care s-a făcut și el metropola, asta e altceva la Donețk, și le-am pus în balanță și am decis să rămân la Istanbul. Ai regretat ulterior văzând? Păi regret pentru că am pierdut ani de Champions League și ani de echipă națională care ar fi însemnat alte 10, poate 100 și ceva de jocuri și eu la echipa națională. Adică după aia când le vezi e normal să le regrezi, dar punând în balanță și cu momentul ăla am luat decizia corectă atunci. Atunci am luat decizia corectă. Echipa națională cea mai mare, nu echipa națională. Rezultatele cu echipa națională, cea mai mare dezamăgire din cariera ta? Da, sigur. N-am participat la niciun turneu final, nici la juniori, la tineret. În 98, deși am jucat în preliminarii, am rămas al 24-lea, al 25-lea, nu știu cât. În 98, viză pentru mondiale, am rămas al 24-lea, al 25-lea. În 2002, n-am putut să trecem de Slovenia să mergem la mondiale. În 2004, ne-a egalat Danemarca, în nu știu când. Iar în 2008, am fost acolo și până la urmă am rămas acasă. Da, barajul ăsta cu Slovenia și meciul cu Danemarca, mi se par, cel puțin din ultimii cele mai ghinioniste 20 posibile. De ani, cele mai negre meciuri, da, pe care le-a, da, avut, da, naționala pentru noastră. Pentru că naționala a avut șansă la Bara lui Boden, la Țara Galilor, la Cardiff, a mers la mondiale și s-au întors la generația noastră. Da. Și greșelile de arbitraj, nu uita Chivu cu Chieriu la Oslo și dă penalti, da, 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 lui Boșmichel, ăsta mai prelungește până ne dau ăștia gol Danemarca, uite toate. Cu Slovenia n-a vrut să intre mingea în poartă din nicio culoare, avem la 1-0 penalti la Ljubljana, la Mutu, clar, mai clar ca lumina zilei, nu ne-l dă, că se face 2-0 de acolo și am terminat, ăla dă golul vieții din vole, din unghiul ăla, îi dă lui Stelică în partea alaltă în vincru, aici vine și ne dă gol Rudonea sau cum îl cheamă, care n-a dat niciun gol în viața lui. N-a dat niciun gol în viața lui și este roboză pe poartă, era toată poarta goală, ca să vezi cum sunt toate făcute. Tu la retur ai intrat, nu? Tu ai intrat pe bocile, da, din, da, Ghencea. Da. Am dat și eu bară și Chivu. Da, mi-a așezat un minge pe Marius Nicolae, dar mi-a așezat un nici pe stângul, nici pe dreptul. Până l-am dat cu stângul și am dat bară razantă. Și Chivu la ultima fază, dacă ți-o aminte, cu cap, bară transversal, intram în primul gici, cred că îi băteam până la urmă. Cum a fost seara aia? După, cum a fost? Tragice, și, da, și Copenhaga și asta de la București. Cu toate că la asta de la București încă mai erau Gică Popescu, Adrian Ilie, Sabău, generația de aur încă mai era prezentă. Stelea Hagi antrenor și era spre ei mai mult. Dar la aia, la Danemarca, deja eram dintre liderii echipei naționale și am simțit-o urât rău de tot. Foarte greu mi-a revenit. Foarte, foarte greu. Da, din ce punct de vedere spui că a fost urât? Adică și ce ai simțit tu? Știi, cea mai mare frustrare din lume e că n-ai 5 ocazii cu portarul la 2-1. Noi dacă mai marcam 2 goluri, noi ne calificam direct. Noi nu mai așteptam dacă bate sau nu Danemarca ca să vedem dacă jucăm baraj sau nu. Deci noi puteam să fim calificați direct din seara aia. Și dai prin bară, dai peste poartă, scoate ăla, miracol, se termină timpul regulamentar, bați corner în brațe la portarul, degajare stânga-dreapta, iar așa și gol. Bă, dar chestia aia cu cornerul este, deci aia rămâne o discuție, da, eternă, pentru, da, toată istoria, da, fotbalului, da, românesc. Da, cert e că nu se face asta, nu? Nu. Nu se face, dar vezi, el era cel mai experimentat dintre noi. Și s-a lăsat și el prins de elanul și de tinerețea noastră. Pentru că noi atac, ocazii. Păi, echipa națională a jucat fotbal atunci, noi. Bă, nu, juca. Nu ne interesa adversarul, nu aveam complexe, nu aveam nimic, aveam și calitate. Tu și mult, nu? Da, tu și mult. Jucam la cluburi importante în Europa, mai cu toți, dar s-a lăsat și Dorinel prins de elanul nostru. S-a făcut și el tânăr, dintr-o dată. Păi dacă era puțin cu mintea pe umeri, doar îl chema pe unul și mai pierdeam 7 secunde, 8, 10, 12, 14, mai scuteai un out, un foul și se termina meciul. La revedere. Crezi că la cornerul ăla, dacă făceați ce se face în, da, la fiecare situație de genul ăsta, asta era, adică... Nu, aia e soluția. Aia e de recomandat la 100% din cazuri. Aruncă-te pe jos, întinde-te, exact. Dă-o în tribune, sparge, păi, mingea. După aia, acum când sunt antrenor, când mai am situații de genul ăsta, îi răspund la jucători, exact, ăsta e mesajul meu, cum ți-l spun ție acum, motamă. Băi, o luați în gură sau o băgați sub tricou. Vine arbitru, unde e mingea? E în guriță sau e sub tricou? Nu avem, nu dăm. Nu e. Antrenorul ar fi trebuit să intervină atunci?
banca. Nu mai, ce să mai intervină banca? Unde să mai intervină? Că era și banca, nu, cred că nici banca nu credea câte ocazii am putut să avem și cum jucam. Cine se mai gândea cineva că ne poate egala cineva? Bă, da, să nu joci la niciun turneu final după o carieră ca da, ta e, da, nu? Da, este, este. Da, că am fost acum la U21 în staff și recuperăm pe viitor. Da, cine știe ce cine știe. Campionat mondial te mai aștept. Tu ai purtat și banderola la națională? Da, parte? O singură dată, în Andorra, când am jucat pe prima oară în alb, da, am marcat și două goluri la meciul ăla. Câștigat cu 5-1. Cum e, mă, să porți banderola echipei naționale a României? E senzație. E senzație, senzație. Ți rămâne. Așa mi-aduc aminte foarte bine. S-a ales, lipseau și Mutu și Chivu și s-a ales între mine și Lobonț. N-am știut până la vestiar. A luat decizia mea Puiu să fiu capitan și mi-aduc aminte. A fost un moment emoționant. Era și unul din cele mai emoționante momente din carieră. Așa, pentru un fotbalist, ce înseamnă echipa națională a României? Pentru că parcă nici asta nu mai da, vedem, poate nu știi? Înțelegem noi, poate nu înțelegem sau noi foarte da, bine, nu e posibil da. Să fim noi puțin depășiți din punctul ăsta de vedere, pentru că trăiam, echipa națională era, cred că era cea mai urmărită în momentele alea, adică cred că era peste orice echipă de club. Acum nu știu dacă mai e valabil, nu știu exact ratingurile de la televiziune cum era sunt. Pe vremea aia, zic eu, era incomparabil. Incomparabil, nu? Incomparabil, adică un meci al echipei naționale. Nu. Se trăia, eu am prins de la, mi-aduc aminte meciul ăla cu Danemarca 3-1 din 89. Era nimeni pe străzi. Țara, nu era exista. Nimeni pe străzi. După aia am mai prins mondialul din Italia plus mondialul din America când se ieșea noaptea pe străzi. Adică eu imaginea echipei naționale aia o am. Acum s-au schimbat și generațiile și mentalitatea, lipsa de rezultate de calificări duce până la urmă așa ușor ușor la un dezinteres, dar asta trebuie recultivat cumva, trebuie stârnit de undeva, trebuie să faci pe români să simtă din nou în jurul echipei naționale. Păi cred că doar echipa națională doar poate echipa să facă națională, treaba asta, nu? Doar echipa națională, avem nevoie de rezultat important, nu știu, n-am mai bătut de mult o echipă mare, poate e momentul acum cu Elveția, să dăm un restart, pentru că altfel ușor, ușor se pierd lucrurile astea și la o echipă care nu se califică e greu, oricât de naționalist ai fi, oricât ai încerca, lucrurile astea se simt. Dacă ar fi așa să pui degetul pe care ar fi cea mai mare problemă la noi în momentul ăsta în fotbalul românesc, care crezi că ar fi? Ți-am spus, de la copii și juniori nu mai au timp, să nu mai au orele, nu mai au plus societatea, educația, care e una greșită, pentru că nu mai sunt exemple în societate. Nu știu, și jucătorii tineri, nu știu ce exemple au. Sunt foarte curios să aflu și eu, nu știu, aș întreba unul sau mai mulți jucători tineri ce exemple au în ziua de azi în societatea românească, pentru că ei și au exemple și au idolii din fotbalul din Occident, de la marile echipe, doar că la noi eu cred că lipsesc lucrurile astea. Nu știu ce fotbalist român e idol pentru alt fotbalist român în momentul de față, nu știu. Spuneai de antrenamentele pe care le făceai pe vremea ta de fotbalist. Acum, ai putea ca antrenor să implementezi așa ceva la un club din România? Uite cum făceai la Cezena, de exemplu. Dar nu sunt diferite, să știi. Antrenamentele sunt la fel de intense acum și în România cum erau atunci la Cezena, să știi. Nu e, plus că toată tehnologia, ești monitorizat, ai distanțele, ai pulsul, ai tot ce trebuie să acoperi, accelerări, decelerări, sprinturi maximale în antrenament. Să știi că antrenamentele nu sunt făcute, și o echipă de Liga a doua face antrenamente ca lumea. Doar că ține mult de calitatea jucătorilor, de calitatea și de educația lor din spate. Faptul că vin mulți străini de calitate medie, așa să o iau, nu avem străini de mare valoare în campionatul românesc. Au ajuns fotbaliști români, vorbeam cu cineva zilele trecute, fără o mare valoare, care cer mii de euro la Liga a doua, adică mii, ca și cum ar fi la primă ligă. Deci sunt multe probleme cumulate. Dar vorbeam la început de
orele de antrenament de la juniorat, lipsa liderilor, lipsa rezultatelor, tot timpul li se spune că sunt slab, că sunt slab, că sunt slab și bă, o să creadă și ei lucrul ăsta, trebuie încurajați, încurajați, încurajați în continuu și bă, făcând lucrurile astea, cât mai multe academii, cât mai multe academii, antrenori plătiți bine, bine, bine de tot, ca să nu mai aibă niciun la copii alt, și juniori, la copii și juniori să nu mai fie niciun fel de bă, interes sau să-și concentreze atenția pe alte practici sau de unde să-și aducă un venit la familie, să fie bă, doar la fotbal, pentru că nu există comparație mai bună între noi decât între noi și Ungaria, cred că. Cine era Ungaria când prin 2002, 2003, 2004, că nu știu, nu mi-aduc aminte de nicio echipă a lor măcar să treacă vreun tur preliminar în cupele europene și uite cum sunt acum și uite că vând jucători la Liverpool pe 70-80 de milioane. Cred că ăla e exemplul care trebuie să-l urmăm și noi. Cei mai talentați fotbaliști alături de care ai jucat, care ar fi? Sergen la Beşiktaş cu siguranță. Am jucat alături de foarte mulți jucători talentați, am și români mulți și la echipa națională și iar se supără Mutu pe mine dacă spun nu e și din România Lupu. Nu. Lupu? Da. Cum îl gestiona Mircea Lucescu pe Lupu? Simplu, ne spunea că de Lupu se ocupă doar el și restul e problema noastră. Adică în grup spunea orice ați spune voi, orice spuneți, el e liber să facă ce vrea el. Pe bune? Da. Pentru că au fost în frunte cu Mircea Rednic, cu Nae Stanciu, mi-aduc aminte, erau contestatari. Dom'le, noi ce facem? Că uite-l pe ăsta cum se comportă, ce face, că nu le bagă în seamă, că nu e cu noi. Până când a venit Nea Mircea și a spus, nu, el e, de o parte de el răspund eu, voi vedeți-vă de treaba voastră cu toți. Și ne-a potolit pe toți și a fost foarte bine. Da, în ziua de azi ai putea să faci așa ceva ca antrenor? Dacă acceptă grupul, da, bine, la Nea Mircea a fost ceva impus, dar am acceptat și noi, cum să nu, că venea Lupul dribla 4 și pe aia ne-a lăsat singur cu portarul, ce mai te interesa pe tine ce face Lupul. Da, zi mă, era genial. Păi cum, nu l-ai văzut? Ba da, l-am văzut, dar una e să te antrenezi în fiecare zi cu el, da? Când avea chef de fotbal, n-aveai cum să-l ții. Da, asta era cheia, să aibă chef. Să aibă chef, da. Da? Da. Să aibă chef. Geniu, cum să nu. Ți-ar fi greu să gestionezi un astfel de fotbalist? Nu, dar nu cred că mai există în ziua de azi. Pe unde? Hai să-l găsim. Întâi și după aia vedem cum îl gestionăm. Hai să-l găsim și după aia îl gestionăm noi cum vrea el. Cum vezi campionatul ăsta? Mai puternic decât cel trecut? Că avem, adică avem. Avem un FCSB, avem un Dinamo întors, avem un Rapid, s-a întors și Gala. Adică avem, nu, un, parcă e așa un, păi nu, un de sezon. De când au început să se întoarcă și odată cu Rapidul, după aia ce a fost Petrolul, Cluj, acum Dinamo, vorbeai foarte bine, Oțelul, Polia și iarăși cred că Liga 1. Începem ușor, ușor așa. La nivel de energie a câștigat mult deja cu sezonul trecut, acum cred că și în valoare transferuri nu au mai fost făcute cantitativ, echipele au transferat puțini jucători, dar buni, să le aducă calitate în plus, deci energia e asigurată, energia e asigurată la campionat, intensitatea jocurilor plus cred că și valoric e un mic pas înainte. Depinde mult și de cupele astea europene, sperăm să trecem cât mai mult pentru că aveau așa o doză de încredere și pentru echipele românești și pentru viitor. Și pentru că suntem la un podcast la alt nivel, zi-mi care ar fost adversarul la alt nivel, că tu fiind un fotbalist ofensiv. Am avut mulți jucători, întâlnit mulți, da. Ăștia din Anglia erau, cât am jucat cu Chelsea, cine era, John Terry cu Desai, de exemplu, erau fundași. Fundași centrali, chiar dacă jucam mai retras cu aia, cu Lampard, cu Gerrard, ăia sunt adversari de top. Așa au fost mulți, dar ăia de la Champions League sau ăia de la Lazio cu Simeone, începând cu Fernando Couto, cu Mihailovic, Dumnezeu să-l odihnească, iarăși clinciuri. Iap Stam? Da. Iap Stam, am dus la un număr la umăr cu el pe Olimpico și mai bine nu mă duceam. Ți-a rămas umărul la loc? Am adus și m-am dus. A rămas așa cu microfonul ăsta și bine că n-am căzut. Pancone, suntem pe final. Ce îți dorești din punct de vedere personal? Care sunt... Doar să fim sănătoși. Să fim sănătoși. Se întâmplă foarte multe lucruri. Ferească Dumnezeu, atât sănătoși și putere de muncă. Și profesional? Profesional... Să vedem cu provocarea asta la U21, normal ar trebui să se
încheie zilele astea. Să ne duci la un turneu final, îți zic eu. Să ne calificăm la turneu final, pentru că deja, uite, vezi o presiune aici, pentru că venim după 3 calificări, chiar dacă asta ultima a fost. Da, a fost o perioadă bună. Foarte bună. Cea mai bună din istorie, da. Da. Să ne duci la un turneu final, să așa. Poate cine știe, nu se știe, cum a zis la început. Nu vorbim. Naționala Mare. Nu vorbim, nu? Nu. Uite, vorbesc de Naționala Mare, cred că ăsta e cel mai important moment al fotbalului românesc. Depindem foarte mult de această calificare. Care ne crede-mă, este la îndemână, nu? Ne este la îndemână, crede-mă că dacă ferească Dumnezeu nu reușim, va fi mult, mult mai greu decât până acum. Deci depindem cumva viitorul fotbalului românesc de calificarea asta. Pe bune? Da, pentru că nu știu dacă ne mai calificăm. Nu știu când. Și dacă ne calificăm, ce crezi că ar putea să se întâmplă multe lucruri bune, oricum ești deja din nou la un turneu final, e altceva. Ca imagine, fotbal, tot ce vrei tu, e altceva. Ne reușim calificarea asta, s-ar putea să rămânem la nivelul ăsta de jos mult, mult timp de acum încolo. Foarte interesant ce ai spus. Cel mai important moment al fotbalului românesc. Ăsta e. Ăsta e de după Revoluție, crede-mă. Și cum vezi șansele noastre? Bune, dar nu că ne calificăm 100%. Până la urmă suntem cu două echipe acolo, chiar dacă am luat avans față de Kosovo, cu Israel și cu Kosovo, care suntem la egalitate, noi câștigând mai mult prin organizare până acum și prin șansă, dar ei individual trebuie să o recunoaștem tot timpul mai bine cotați decât fotbaliștii români. Doar că prin organizare, luat avansul ăsta minim, o victorie cu Israelul și ne dă o șansă mare pentru finalul de campanie. Cu Israelul ne batem, nu? Da. Doamne ajută, să mergem la primul final, că tare dor, parcă ne dor de și România și noastră să fie foarte mare la un turneu final. Acum. Mersi mult, cu mare plăcere, Pancone, că ai venit. Îți doresc să ți se întâmple toate lucrurile pe care ți le dorești. Mersi tu, mult și ție, pentru că asta este cel mai important și cum vă spun de fiecare dată, cel mai important, fiți sănătoși și noi ne revedem la episodul viitor.